Sunt în curte la Institutul Pomicol de Cercetare Mărăcineni. Salut! Și bine v-am găsit în noul an 2023. Vă doresc să aveți un an bun, cu sănătate, putere de muncă și drag de agricultură. Astăzi suntem într-o zi de iarnă, o zi ploioasă, cu ceva lapoviță, dar foarte bună pentru plantat pomi, viță de vie și arbuști fructiferi. La prima oră am fost la Institutul Pomicol Mărăcineni, de unde am cumpărat 3 pomișori pe care vreau să îi plantez în grădină. Am să aștept o fereastră să se oprească ploaia, pentru că plouă afară, și mergem împreună să-i plantăm. De asemenea, în urmă cu 2 zile am comandat de pe un site de vânzări arbuși fructiferi 3 butași de viță de vie, soiuri de masă, un soi fără sâmburi, un soi alb și un soi roșu, precum și 3 soiuri de coacăz, coacăz alb, roșu și negru, pe care de asemenea îi voi planta astăzi în grădină. Este iarnă, dar asta nu ne împiedică să folosim ferestrele acestea cu timp favorabil, în care pământul nu este înghețat. Acesta este singurul impediment, pământul să nu fie înghețat. În rest, putem planta pe toată perioada de toamnă, pe toată perioada de iarnă, până în primăvară de vreme. Așa că vă invit, dacă vă interesează subiectul, să mă urmați. Ne schimbăm, ne pregătim de ploaie și noroi și ieșim în grădină. Aici avem produsele. Produsele comandate. Un zmeur galben citria, coacăz alb, coacăz roșu, fertodii, coacăz negru titania, viță de vie cardinal, viță de vie Otilia, fără sâmburi, și viță de vie Poloschei. Toate acestea sunt soiuri de masă pe care urmează să le plantez în grădină. De la Institutul Pomicol Mărăcineni am luat un cireș, un piersic plat și încă un soi de piersic. Îi voi planta acum în grădină. Bun. Și acum să trecem la fasonare. O să tăiem puțin din vârful rădăcinilor. Doar puțin. Pentru că în felul acesta se stimulează și creșterea de noi rădăcini. Doar puțin. Vedem, facem probă dacă intră în groapa noastră. Dacă nu intră, le mai ajustăm. Bun, în cazul acesta am să mai lărgesc puțin groapa. Cred că acum este bine. Bun, este bine. Punctul de altoire, nu uităm să-l dispunem în partea de nord și să nu-l îngropăm. Deci pomii trebuie îngropați la adâncimea la care ei au fost formați în pepinieră. Adică punctul de altoire să rămână întotdeauna la suprafața pământului. În caz contrar, în timpul vegetației, altoiul va tinde să formeze propriile sale rădăcini
și să se separe, să nu mai asculte de informația genetică pe care noi dorim să o imprimăm noului pom prin intermediul portaltoiului. Așa că obligatoriu punctul de altoire să rămână deasupra solului. Chiar dacă rămâne puțin pământ, în momentul plantării nu-i problemă, pentru că pământul în mod natural se va tasa. Și punctul de altoire va rămâne la suprafață. Fiind iarnă, acum nu voi face nici scurtarea trunchiului, care se face în mod obișnuit la 60-70 de centimetri de la suprafața solului. Am să-l las așa până la primăvară și la primăvară, în luna martie, voi executa scurtarea trunchiului. La fel procedez și la următorul. Acesta are rădăcinile cam lungi. Le fasonez în punctele de tăiere, se vor forma noi rădăcini. Și amplasăm pomișorul în groapa de plantare. Plantările de iarnă garantează prinderea pomilor și arbuștilor fructiferi, precum și a viței de vie, tocmai pentru că în această perioadă umiditatea solului este optimă, iar temperaturile sunt scăzute. Și astfel pomul nu suferă de deshidratare. Până în primăvară, el are timpul necesar să formeze noi rădăcini și, odată cu venirea căldurii, să pornească în vegetație. Și ultimul nostru pomișor, cireșul, îi fasonăm și lui puțin din rădăcini. Și îl punem în groapa de plantare. Îl tasăm bine, deci un împrejur. Pomișorii de astăzi sunt plantați. Am plantat un cireș și doi piersici. Unul plat și unul cu fructele normale. Acum trebuie să așteptăm primăvara și să-mi lăsăm natura să-și facă treaba. Mergem să plantăm arbuștii și vița de vie. Am terminat de plantat și butașii de viță de vie de masă. Cardinalul, roșu, negru, otilia, un soi de struguri de masă fără sâmburi și soiul alb muscat de poloschei. După plantarea viței de vie a butașilor, am pus un strat de mulci de protecție care asigură o protecție suplimentară împotriva înghețului și protejează pământul să nu fie spălat de ploi. De asemenea, am plantat
și butașii de coacăz. Coacăzul negru, coacăzul alb, și coacăzul roșu. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi.